Zile și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, doamna Nina! Sunt în echipa surpriză de domiciliu și știm că sărbătoriți astăzi ziua de naștere, corect? O vârstă frumoasă de 70 de ani. Așa, am pentru dumneavoastră doar un buchet de flori. Aici am pus și un tort și avem și un mesaj, dar cum credeți, de la cine e surpriza? Din partea cui este? La care. Eu am un mesaj. Dragă mamă și bunică, este ziua ta de naștere. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare, căci astăzi s-a născut cel mai scump om din lume, cel mai bun și cel mai iubit de toată lumea. Îți dorim o viață lungă, sănătate de fier, mai multe motive pentru a zâmbi, pentru că atunci când zâmbești, totul în jur parcă înflorește. Vrem ca să rămâi mereu veselă și pozitivă, un om cu literă mare. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunoaștem. Fie ca această putere să nu te părăsească niciodată, fie ca nimic să nu-ți împiedice să fii fericită și strălucirea din ochii tăi să nu dispară niciodată. Te iubim și îți urăm un sincer la mulți ani. Cu mult drag de la fiica Svetlana, generele George, nepotul Eugeniu, nepoarta Margarita. La mulți ani! Câteva cuvinte, dacă doriți. Sunt minunat. Mulțumesc la fiica mea, la nepotul meu. Le mulțumesc la tăți care s-au adus amintea azi de mine. De zi și acum, așa, de zi și acum, frate, care au venit, de mult au venit. La mulți zi și suntem. Doamna Nina, ca vecină, îți doresc să fii sănătoasă, mulți ani înainte, cât s-a dat Domnul. Să fii stimată, iubită, îndrăgită pe vecini, să te viziteze și să ai bucurie de la nepoți, de la copii, de la frați, surori și tot binele din lume îți doresc. La mulți ani! Mulțumesc! Dragi soră, ajuns la 70. Să doamne, să ne fie încă vreo 70. Mulți ani, bucurii la fișori, nepot, fiică. Și simt mai bine! Azi e zi!